Regal folcloric la Năsăud. Peste 5.000 de oameni s-au îmbrăcat în straie populare și au dansat în horă de ziua costumului popular. Evenimentul a fost marcat atât de localnici, cât și de turiști din mai multe țări. Ziua costumului popular a fost marcată cu fast la Năsăud. Mii de oameni îmbrăcați în port popular s-au adunat în micul oraș să realizeze un record cu cele mai multe persoane prinse într-o horă. Evenimentul a debutat cu o paradă a costumelor din țara Năsăudului. Cei peste 5.000 de participanți s-au prins într-o horă uriașă. Pentru început au ascultat indicațiile specialiștilor. După ce au învățat pașii, oamenii îmbrăcați în costume populare au început dansul. Printre ei s-a aflat și vicepremierul Vasile Dâncu. Deși evenimentul a fost un adevărat succes, nu s-a reușit stabilirea unui record mondial. Asta deoarece organizatorii nu au putut aduna suma necesară evaluării impuse de Guinness Book.